Vom continua în această seară studiul nostru asupra predicii de pe munte, ca să învățăm împreună cum putem să trăim cum a trăit Isus. De fapt, în predica de pe munte, Domnul Isus ne învață cum să trăim ca să ne asemănăm cu El. În această seară, după obiceiul nostru, vom citi împreună Cuvântul Domnului, de data aceasta din Matei 6. Începând cu versetul 19 până la versetul 24. Vreau să vă aduc aminte că pasajul despre post, versetele de la 16 la 18, le-am studiat înainte de rugăciunea Tatăl nostru, într-o lecție intitulată Să fim sinceri în post, ca și Isus. Așadar, astăzi, Matei 6, de la 19, începând, citim împreună cuvântul Domnului și zicem. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții. Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Vă rog să vă așezați. Trag nădejde că fiecare dintre noi ne silim ca ceea ce învățăm să și aplicăm. Trag nădejde că ceea ce învățăm nu ne va fi niciodată spre o sândă, ci trag de că ne va fi spre binecuvântare. De aceea e important, dragii mei, ca în toate lucrurile să ne silim, să-i semănăm Domnului Isus Hristos. În această seară aș vrea să învățăm de la Domnul că e important să trăim pentru cer. Frați și surori, o întrebare. Nu știu dacă trebuie să răspundeți cu voce tare sau să răspundem toți în noi înșine. Ne e dor de cer. Amin. Dragii mei, în ultima instanță credincioșii trebuie să-și trăiască viața cu gândul că vine ziua când vor fi cu Domnul în slavă. Vă aduceți aminte, credincioșii din primele viacuri, între saluturile pe care le aveau unii către ceilalți, unul dintre saluturile lor era acesta, maranata, adică Domnul vine. Era o așteptare a lor, o dorință a lor exprimată mereu, mereu, să-l vadă pe Domnul că vine, că se termină cu pământul și ei vor fi pentru totdeauna cu Domnul în slavă. Să mi-a fost dat să aud despre cineva care la un moment dat a făcut afirmația asta. Nu știu cum e la pocăiți, că se vorbește mult, toți spun că e frumos acolo, dar când e vremea să moară, nu mai vor să moară ăștia. Dragii mei, ceea ce trebuie să învățăm în această seară, este că suntem chemați să învățăm dorul după cer. Amin. Domnul Isus Hristos, Cel cu care vrem noi să ne asemănăm, a trăit pentru cer și cu dorința mare de a-i lua pe mulți împreună cu El în cer. Astăzi vorbim mult despre cer. Se predică despre cer, cântăm despre cer. Însă, Mă tem că a dispărut din noi sentimentul de dragoste pentru cer. Și cuvântul pe care Domnul l-a pus înainte în această seară are menirea să ne trezească, să ne facă pe fiecare dintre noi să înțelegem că țara noastră nu e aici, țara noastră e acolo. Și tocmai de aceea, dragii mei, suntem chemați să învățăm să iubim cerul. Cum putem să iubim cerul? Iată, Domnul Iisus Hristos ne arată în versetele acestea cum putem să iubim cerul. Putem alege să iubim cerul. Dragostea este în ultima instanță rezultatul unei decizii pe care noi o luăm. Și este ferice de omul care alege să iubească cerul mai mult decât pământul. Fiecare om are un, val, un, un sistem de valori bine conturat, pe care și-l formează prin propriile lui decizii în timp. Și Domnul Isus, în pasajul acesta, vorbește despre faptul că noi iubim ceea ce considerăm a fi valoare. Și asta este realitatea. Ceea ce considerăm a fi valoare, iubim. Îmi iubesc soția pentru că socotesc că este foarte valoroasă. Iubim ceea ce are valoare. Vom iubi cerul în măsura în care vom lăsa ca valorile noastre să fie acolo. Problema noastră a creștinilor este, zic încă o dată, că ne așezăm valorile aici pe pământ, ni se lipește inima de ele și parcă n-am vrea să mai ajungem acolo. Asta e o adevărată dilemă a vremurilor pe care le trăim. Să vorbești despre cer, să cânți că iubești cerul și să nu vrei să te duci acolo. Sau să nu-l iubești cu adevărat. Spun încă o dată, pentru cei ce vor să iubească cerul, ei trebuie să decidă, să aleagă să-l iubească. Este o cântare o cântare a cărei versuri îmi dau fiori întotdeauna. E o cântare veche, bine ar fi să se mai cânte din când în când. Și cântarea aceasta spune așa. Gândiți-vă la autorul care a compus versurile. Cântarea zice așa, să nu iubesc nimic, Iisus, cum te iubesc pe tine. Spre nimeni să nu mai fiu dus așa cum sunt spre tine nimic să n-am, nimic să n-am, nici casă, nici avut, nici neam, nici fiu, nici soț, nimic să n-am, Iisus e așa ca tine. Știți ce stă în spatele acestor versuri? O decizie, o dorință de a iubi mai mult ca orice cerul. Și spun versurile în continuare așa, să nu-mi pun dragostea în nimic așa precum în tine. Să nu mai cânt, să nu mai zic de nimeni ca de tine. Să nu regret nimic din tot ce aș pierde pentru tine, oricât, orice, oricât să pot, Iisuse, pentru tine. Că, că nimeni nicăieri, nici când nu mai ai iubit ca tine. Trăiesc cântând și mor cântând, Isus, numai de tine. Zic încă o dată în spatele acestor versuri a stat decizia unui om care a zis, n-aș vrea să iubesc nimic mai mult decât pe Domnul. Și vreau să vă spun că de astfel de oameni este cu adevărat ferice. Oamenii aceștia cu adevărat iubesc cerul mai mult decât orice, pentru că în cer este comoara lor, acolo este Isusul pe care îl prețuiesc ei. Ca să trăim cum a trăit Isus, trebuie să învățăm să îmbrățișăm aceleași valori pe care le-a îmbrățișat Isus. Pentru Domnul Isus, cerul a fost important. A lăsat cerul ca să îmbogățească cerul. Și acum, dragii mei, haideți să vedem de ce este important să căutăm valorile cerești mai mult decât pe cele pământești. Aici este marea problemă a creștinismului contemporan. Căutăm ceea ce n-ar trebui să căutăm, și uităm să căutăm ceea ce merită să fie căutat. Există valori cerești și merită să căutăm valorile cerești întâi, pentru că ele durează veșnic. Valorile cerești durează veșnic. Uitați-vă ce spun primele două versete. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. De ce e important să iubim valorile cerești mai mult decât pe cele pământești? De ce e important să căutăm valorile cerești și să le lăsăm pe cele pământești, pe planul 2. De ce? Pentru că cele cerești nu pierd. Ele durează veșnic. N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Dumnezeu nu e împotrivă ca noi să avem valori pământești. Bunuri. Să nu zic valori. Dumnezeu nu e împotrivă ca noi să avem bunuri pământești. Amintea fratele Dorina aici despre Anania și Safira. Vă aduc și eu aminte de ei. Știți ce spune Scriptura? Că la un moment dat ei au avut un moș, o moșioară, au vândut-o și au ținut din banii aceia o parte și s-au dus cu o oarecare sumă la picioarele apostolilor. Încercând să înșele, să dea impresia că ei vin cu totul la picioarele apostolilor, în realitate au venit cu o parte. Și știți ce le-a spus Apostolul Petru? Dacă nu vindeați moșioara, nu erați obligați să o vindeți. Era voastră puteați să o aveți, nu era nicio problemă. Puteați să vă țineți toți banii, nici asta nu era o problemă. Problema era că ați înșelat. Ați vrut să-L înșelați pe Dumnezeu și să înșelați biserica. Așadar, dragii mei, nu e Dumnezeu împotrivă ca noi să avem bunuri pământești, dar să nu avem nimic mai de preț decât bunurile cerești. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Sfânta Scriptură chiar ne învață că suntem datori să agonisim. Dar știți cum spune Scriptura? Părinții sunt datori să agonisească pentru? Pentru copii. Părinții sunt datori să agonisească. Nu e niciun păcat să agonisești, dar să agonisești cu un scop pentru cineva. Însă nimic nu e mai ciudat decât să vezi oameni care agonisesc, agonisesc, agonisesc și dacă îi întreb bine de ce agonisesc, nu știu nici ei de ce o fac. Nu are Domnul nimic împotrivă ca noi să ne bucurăm de anumite lucruri. Știți că dacă citim Sfânta Scriptură, vedem că sunt lucruri cu care Dumnezeu binecuvântează pe oameni. Sunt lucruri care pot să fie o binecuvântare pentru noi. Însă, Ideea pe care trebuie să o ținem minte și pe care o subliniază Mântuitorul Domnul Iisus Hristos în acest pasaj din Scriptură este că nimic nu trebuie să întreacă pentru noi în valoare valorile cerești. Ele trebuie să fie mai presus de tot. Și acum, cum măsurăm asta, dragii mei? Știți cum măsurăm? Ce ne mănâncă nouă timpul, valorile noastre astea cu care suntem înzestrați pentru o vreme, ce ne mănâncă nouă timpul, ce ne mănâncă energia, ce ne mănâncă nouă puterea și ceea ce avem noi, unde le investim, în ce le punem. Ferice de oamenii care își pun energia lor și timpul lor în slujba lui Dumnezeu. Ferice de oamenii care fac asta. De ce spun asta, dragii mei? Scriptura ne arată clar prin gura Mântuitorului, prin gura Domnului Isus Hristos, că toate valorile acestea pământești pierd. Pentru fiecare dintre bunurile pământești există ceva care îl face și o face să se ducă. Pentru aur sunt hoți. Pentru alte lucruri este rugină, pentru haine sunt moli, pentru orice de pe pământul acesta este act de cojoc. Toate se duc. Rămân pentru totdeauna valorile cerești. Nu putem lua cu noi nimic din bunurile acestea pământești. Asta este marea ciudățenie. Faraonii au crezut într-o vreme că ei pot să-și ia bogățiile cu ei. Știți că au construit piramidele acele enorme. Și acolo, în piramidele acelea, au luat cu ei tot felul de bogății. Toate bogățiile lor erau acolo. Știți la ce sunt folosite bogățiile lor? Sunt astăzi în muzee. Tot aici, pe pământ. Sunt în muzee. Atât. Valorile veșnice, cele pe care vă chem în această seară să învățăm să le prețuim, sunt ceea ce facem noi pentru Hristos și pentru mântuire. Astea sunt valorile veșnice. Și de aceea, chiar dacă aceste valori cerești nu sunt bine plătite aici, ca să zic așa într-un fel interesant, când lucrezi pentru Domnul aici, plata e mică, dar e pensie mare. Este pensie mare, veșnicia întreagă ți-e plină de răsplătiri când lucrezi pentru Domnul aici. Înțelegem noi lucrul acesta? De aceea e important, frați și surori, să investim în valorile cerești, să facem tot ce ne stă în putință, să ne punem întrebarea în fiecare zi, Doamne, ce fac eu astăzi pentru cer? Ce fac eu astăzi pentru cele care durează? Acolo unde sunt valorile noastre, acolo va fi inima noastră. Și vreau să mai înțelegem așadar că dacă nu vom ști să prețuim valorile cerești, ci vom prețui lumea aceasta, vom fi cei mai mari înșelați. Sfânta Scriptură, prin pana Apostolului Pavel, ne lasă un verset în 2 Timotei, care spune așa, e un verset trist, zice, Dima, din dragostea pentru lumea de acum, m-a părăsit. N-a mai vrut Dima să investească în cer. N-a mai vrut Dima să prețuiască valorile cerești. Și spune: Dima, din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Unde e lumea lui Dima? A acoperit-o colbul istoriei. Nu mai este. Obietul Dima. Din dragoste pentru lumea din vremea lui a renunțat la valorile cele veșnice. Însă vreau să vă dau și un exemplu pozitiv. Aduceți-vă aminte de Moise, Evrei 11 cu 26. Uitați-vă ce spune Evrei 11 cu 26 despre Moise. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. A lăsat Moise palatul faraonului în care a crescut. A lăsat Moise Egiptul și capitala lui. A lăsat Moise bogățiile și toate cele de dragul de a investi în valorile durabile. Dacă am întrebat unde e lumea lui Dima și am zis că peste lumea lui Dima istoria și-a așternut colbul ei, valorile lui Moise știți unde sunt. Uitați-vă, dragii mei, astăzi noi vorbim despre Moise aici. Dumnezeu îi răsplătește pe lui. După mii de ani numele lui este pomenit și omul acesta este vorbit cu mult respect de către toți cei ce îi pomenesc numele. De ce? Pentru că așa știe Dumnezeu să-i răsplătească pe cei care prețuiesc valorile durabile. Așadar, frate și soră, folosește ce ai. Bucură-te de ceea ce ți-a dat Domnul aici. Dar atenție, investește în cer. În valorile cerești. Timpul tău investește la acolo, sănătatea ta investește acolo, banii tăi investește acolo, energia ta investește acolo și ascultă-mă, pe baza celor scrise în Scriptură îți spun, nu vei regreta. De ce e important să prețuim valorile cerești și să le lăsăm pe cele pământești? Pe un loc secund, de ce aceasta? Pentru că valorile pe care le avem ne controlează viața. Uitați-vă ce spune versetul 21. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Valorile, dragii mei, câteodată noi credem că dacă vom avea mult, așa zic unii, să am atâta și după aia stau liniștit, după aia nu mai am probleme. Ce înșelăciune mare în realitate ceea ce ai te stăpânește. Zici că tu ești stăpânul uh, averii tale, dar lasă-mă să-ți spun încă o dată, averea e stăpânul tău. Gândește-te, zic încă o dată, unde ți-e gândul îndreptat mai tot timpul? Gândește-te încă o dată unde ți-e energia ta cheltuită? Gândește-te unde e investit timpul tău? Și vei înțelege că ceea ce ai îți controlează Îți stăpânește viața. Cu cât investim mai puțin în valorile cerești, cu atât vom căuta mai puțin să le iubim. De investim puțin în cer, vom iubi cerul puțin. De investim mult în cer, vom iubi mult cerul. Și atunci, haideți să ne facem socotelile, dragii mei, și să înțelegem că ceea ce prețuim, aceea ne consumă pe noi. Bine ar fi să fim consumați pentru Hristos. Bine ar fi să fim consumați pentru cer. Bine ar fi să fim consumați pentru lucrurile care durează. Și apoi valorile noastre influențează modul în care trăim noi. Să nu uităm asta. Uitați-vă ce spune Scriptura în versetele 22 și 23. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Cu alte cuvinte, perspectiva pe care o ai va influența felul tău de trăire. Spre ceea ce te uiți ca valoare, spre ceea ce consideri valoare, aceea îți va influența felul tău de a trăi. Dacă cu ochiul tău vezi numai pământul, știți că una dintre bolile de ochi se numește miopie. Miopia te face să vezi, vezi bine aproape, dar nu vezi bine departe. Atenție, dragii mei! Nu cumva să suferim de această miopie spirituală și să nu putem vedea departe, să vedem doar ceea ce este aici aproape. Și aici aproape vedem pământul și ne vom trezi că vedem numai pământul și nu mai vedem cerul. Ne vom trezi că investim totul în pământ și căutăm să scurmăm în huma aceasta toată viața noastră. Și la sfârșit ne vom trezi cu pumnii goi, închiși în lada aceea de lemn, că ne ducem în groapa care stă deschisă să ne aștepte. Și sufletul nostru va rămâne sărac. Dacă vezi însă cu ochiul tău cerul, și asta mă rog lui Dumnezeu, să venim în biserica poarta cerului și să vedem de aici cerul. Spunem, îmi place să spun mereu, poarta cerului o poartă deschisă către cer. Bine este de aici să privim cerul, să vedem cerul și ochiul nostru să vadă bine, să fie ochiul nostru bun, să vedem cerul și să trăim pentru cer. Nu-i nimic mai dramatic, dragii mei, decât să știi că ai văzut odată cerul, l-ai văzut cândva, te-ai hotărât pentru cer și ai zis în urmă lumea înainte cerul, e un apoi, e un apoi, nu voi da cum e cântarea aceea și să te trezești că nu mai ai înainte cerul, că ți-ai reglat privirea în așa fel încât să vezi pământul. Știți că există pentru cai, așa numiți ochelari de cai. Știți ce sunt ochelarii de cai? sunt niște instrumente care îi determină pe cai să vadă într-o singură direcție, să nu vadă lateral. Sigur, sunt puși cu scopul să nu se sperie de ceea ce e în dreapta sau în stânga. Ei văd numai înainte. Adică privirea lor este direcționată spre înainte. Mă tem pentru creștinii care își direcționează privirea numai înspre pământ. Mă tem pentru creștinii aceia. De aceea vă chem în această seară, față în față cu acest cuvânt al Domnului, veniți să învățăm să privim cerul. Poate că îl vedem mai încețoșat pentru o vreme. S-ar putea să fie ceață înaintea ochilor noștri și să zicem, Doamne, nu vedem bine cerul, dar haideți să, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, arată-ne tot mai clar cerul și ajută-ne să investim în cer, să investim timpul nostru, energia noastră, banii noștri, sănătatea noastră acolo. Și când vom investi acolo bunurile noastre, valorile noastre, când le vom investi acolo, vom iubi cerul. Spunând încă o dată, Nimic nu e mai dramatic decât să zici că ești creștin, dar să nu iubești cu adevărat cerul. Apoi, dragii mei, valorile pe care le ai te obligă să te concentrezi cu totul la ele. Te obligă să te concentrezi cu totul, cu totul la ele. Dacă să zicem, dădeam numai duminică seara într-o biserică exemplul acesta, dacă să zicem Cineva ar veni în seara aceasta și ți-ar zice: îți dau un milion de euro. Ține-l tu până mâine, numai. Te întreb eu cum ai dormit la noapte? Ai dormit bine? Ai dormit liniștit că tu ai milionul de euro sub cap? Nu, dragul meu. Vreau să-ți spun valorile pe care le ai te consumă. Valorile pe care le ai te fac să te concentrezi cu totul la ele. De aceea spune cuvântul: Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, ci va sluji cu adevărat la ceea ce prețuiește mai mult. Și atunci pun întrebarea aceasta: Ce prețuim mai mult, cerul sau pământul? Au venit vremuri interesante peste România. Mi-ar plăcea să aud oameni care spun așa muncim ca să trăim. Nu oameni care spun, trăim ca să muncim. S-ar putea să nu vă placă mesajul acesta, să zici, frate Filip, descurajez oamenii să muncească? Nu. Suntem datori să muncim, dar știți cât să muncim? Ca să putem trăi noi și copiii noștri. Suntem datori să muncim. Dar când munca ne înrobește, și nu ne mai lasă timp nici să mergem la casa Domnului și nu ne mai lasă timp să ne rugăm și nu ne mai lasă timp să avem părtășie în familie și nu ne mai lasă timp pentru nimic. Îmi pun întrebarea pe care stăpân îl slujim. Să nu ne trezim că slujim acest stăpân, Eul, pentru că n-am făcut nimic. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat porunca încă de la facere, ne-a dat porunca aceasta, omul Trebuie să muncească, să lucreze. L-a așezat pe om în grădina Edenului ca să lucreze grădina și să o păzească. Încă de la facere a fost această poruncă pentru om, porunca muncii. Dar atenție! Să nu ne trezim că facem din muncă un idol, să o prețuim mai mult decât pe Domnul, să nu prețuim cariera mai mult decât pe Domnul, mai important decât orice. Pentru oamenii care vor să moștenească cerul, mai important decât orice rămâne cerul. Mă întorc iarăși la versurile cântării pe care am citat-o. Nimic să n-am, nimic să n-am, nici casă, nici avut, nici neam, nici fiu, nici soț, nimic să n-am, Iisus mai scump ca tine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem casă, nu înseamnă că nu trebuie să avem soț, că nu trebuie să avem soție, dar nimic nu e drept să fie mai scump pentru noi decât Domnul. De aceea, haideți să ne evaluăm condiția fiecare dintre noi în această seară, să vedem ce iubim mai mult. Fie ca Domnul să ne lumineze. Omul lui Dumnezeu, care își pune valorile în cer, înțelege nevoia de dedicare totală pentru Dumnezeu. Este o cântare veche. Am nostalgia cântărilor vechi câteodată. Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin eu mă predau, mă condu tu pas cu pas, ziua, noaptea, în orice ceas. Toată energia mea pun la dispoziția ta inima îmi umple de foc asta, Doamne, eu te rog. Ale mele mâinile ia să lucreze în via ta și picioarele la fel să ți urmeze ca un miel aurul și argintul, inima și sufletul ia-le în stăpânirea ta unde singur vei trona. Libertate am o jertfesc tot cei i buni îți dăruiesc, mintea va gândi mereu neîncetat la lucrul tău. Aceștia sunt oamenii care au învățat să prețuiască Cerul. Din toată inima doresc să fim și noi oameni care prețuim Cerul. Vrem să trăim cum a trăit Isus. Ca să trăim cum a trăit El, trebuie să prețuim ce a prețuit El. Și El l-a prețuit pe Tatăl. El a prețuit cerul, el a prețuit locul acela, așa ne-a spus: Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Dragii mei, să nu ne trezim înșelați cu propriile noastre cuvinte. Să nu ne trezim vreodată înșelați zicând: Doamne, noi trăim pentru cer, Doamne, noi ne dedicăm cerului și, în realitate, valorile noastre să fie toate pe aici, pe jos. De aceea vă chem să înțelegem fiecare dintre noi, a investi în cer este un har. Câteodată sunt oameni care, cărora li se pare că la biserică se cer bani. Ascultați-mă, dragii mei, Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri, punct. Mai zic o dată și am mai spus-o și în alte dăți. Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri, a Lui este cerul și pământul. A Lui este toată bogăția te miri câteodată de unde știe Dumnezeu să poarte grijă de nevoile lucrării sale. Câteodată stai și te miri și zici, Doamne, numai de aici n-am crezut că știi să deschizi robinetul și să porți grijă lucrării tale. Dar știți de ce e important să investim acolo și din avutul nostru? Știți de ce e important? Pentru că unde este comora noastră, acolo va fi inima noastră. Ce prețuim, aceea ne consumă. Înțelegem noi asta? Ce prețuim? Aceea ne consumă. Și zic, în încheierea acestei predici, din toată inima doresc ca frații și surorile din Biserica Porta Cerului să fie toți consumați de dor după cer. Să fie toți consumați de dragoste pentru Hristos și să facă tot ce le stă în putință, să lucreze pentru Hristos, să-l slujească pe Hristos. Și oamenii care fac asta, vor fi într-o zi între câștigători. Aici s-ar putea să pară că pierzi. Ce în timp ce alții fac carieră, ce în timp ce alții lucrează și câștigă nu știu cât, tu ai timp de umblat la biserică joia? S-ar putea să se pară că pierzi pe moment. Dar ascultă-mă bine, ridic cartea asta ca mărturie. Cine investește în Domnul și în lucrarea Lui, va fi în rândul câștigătorilor într-o zi. Și atunci haideți să analizăm, dragii mei, și să vedem. Spiritul care este în noi vrem să ne fie bine, dar ca să ne fie bine, nu e normal să căutăm doar binele în mod miopic. Ci să căutăm binele acela care ne lasă să vedem departe, să vedem până departe și să înțelegem că dincolo de viața aceasta stă veșnicia. Și e important ca veșnicia noastră să o trăim în fericire. Se poate, dar pentru aceasta trebuie să prețuim valorile cerești. Doamne ajută-ne la aceasta. Amin.